După ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunați, toți s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Și citim în capitolul următor că mulțimea celor care a crezut a ajuns la 5.000, că preoți s-au întors la Dumnezeu, că în fața acestui munte s-au uitat la Dumnezeu, au văzut lucrurile prin ochii lui Dumnezeu, s-au rugat lui Dumnezeu și rugăciunea lor cu credință a fost atât de tare că s-a cutremurat locul. Frați și surori, mă întreb oare ce zice Dumnezeu când aude rugăciuni leșinate? Rugăciuni în care nici noi nu credem. Rugăciuni în care zicem așa, Doamne, te rugăm, dar nici nu știu dacă a ajuns rugăciunea până la tavan. Când s-au rugat oamenii aceștia, cu credință în Dumnezeu, au înțeles că rugăciunea aceea cu credință îi conectează la sursa autorității divine și că Dumnezeu este Cel care mută munții, Dumnezeu este Cel care deschide ușile, Dumnezeu este Cel care duce Evanghelia mai departe.